Bună seara, sunt Alexandru Răducanu, suntem la Economia 21 și am onoarea să avem ca invitați pe Cristian Ene și Eliza Ene Corban. Bună seara! Bună seara! Din punctul meu de vedere, cei mai de succes avocați, cel puțin pe zona de penal, foarte, foarte vizibili în spațiu public în ultimii ani de zile și cumva vrem să aflăm care sunt secretele acestui succes. Întâi de toate, aș vrea să vă întreb ce v-a atras în domeniul dreptului și de ce v-ați ales această specializare pe penal, care e o specializare mai dură, așa pare, din afară. Zi tu. Da. În primul rând, decizia de a veni spre acest domeniu extraordinar al societății, și anume dreptul, a fost luată undeva prin liceu, când am observat că aveam o aplicare către oamenii de lângă mine în a-i ajuta în a rezolva problemele, mai ales de natură administrativă, fiind implicat încă din liceu în mai multe activități de genul acesta. Ulterior am intrat în facultate și după facultate am stabilit ceea ce am simțit în anul 3, și anume că cea mai frumoasă latură din drept este și cea mai sensibilă, este latura penală. De ce? Pentru că aici pot schimba destine în bine, când alții încearcă să le facă rău unor sebe. Asta sună foarte frumos. Eliza, pe tine ce te-a atras spre drept și de ce ai ajuns la penal? Datorită lui Cristian? Nu, eu am văzut acasă. Aveam o mamă judecător și un tată procuror și atunci am crescut prin sălile de judecată, după grădiniță, după școală, n-aveam bone, nu existau after school-uri și atunci intram în sala de judecată și pentru că n-aveam voie să stau la pupitru cu mama, de exemplu, când era într-o sală de judecată, stăteam lângă avocați și mi-a plăcut. Și am zis, cred că asta e ce vreau să fac în viață. Ce vreau să vă spun, stimați telespectatori, este că avem parte de un eveniment rar, să-i avem pe amândoi invitați. Sunt frecvent la televiziune, mai ales Eliza. Ai și două rubrici foarte citite, și cea din Business Woman, în publicația noastră, dar și cea din Evenimentul Zilei, care e foarte amuzantă. Și da, Viața la Curte. Viața la Curte. Ei fac un cuplu și în viața de zi cu zi și în cabinetul de avocat, casa de avocatură Ene Corbeanu. Vă mulțumesc foarte mult, e o șansă rară să vă avem împreună și aș vrea să ne explicați puțin care sunt avantajele și dezavantajele în a fi o echipă și în viață și în avocatură. Chiar e prima oară când suntem într-un studio, sincer, e prima oară când suntem împreună. Tot timpul. Iată, o exclusivitate și o premieră. Exact, chiar e o exclusivitate. Ne-a ajutat mult, pentru că în general în profesia asta automat pierzi într-o latură, ori pierzi pe latură profesională ca să te dedici mai mult familiei, ori sacrifici familia ca să te poți dedica profesiei. Faptul că noi lucrăm amândoi în același domeniu ne ajută pentru că ne înțelegem foarte bine. Îți dau un exemplu, nu ai reproșurile când te întorci acasă de ce ai venit la ora 11, pentru că știi foarte bine ce înseamnă să lucrezi, mai ales în domeniul ăsta penal de care ne ocupăm noi de foarte mulți ani, și trecem bariera asta a explicațiilor. Și cred că asta ne-a ajutat foarte mult să ajungem aici unde am ajuns. Vă împărțiți niște roluri în partea de avocatură? Nu împărțim roluri, ci împreună realizăm strategii astfel încât clienții să beneficieze de cele mai bune rezultate, dar totodată am făcut ceea ce ne-am și dorit. Am reușit să creăm alături de clienți o echipă, o echipă care a dat roade numai datorită faptului că toți clienții au înțeles că atunci când într-o cauză penală le este bulversată viața, trebuie să-și ofere din timpul lor în studiul cauzei și alături de noi să creăm ceea ce... Deci e foarte importantă implicarea clientului. Este decisivă implicarea clientului, pentru că clientul este singurul care își cunoaște istoria faptică, ceea ce noi o putem transforma într-o apărare juridică. Asta e primul lucru pe care le spune Cristi. Atunci când vine cineva la noi la cabinet,
până la urmă tu știi cel mai bine ce ai făcut. Deci, valoarea... Noi suntem profesioniști și ajutăm omul să înțeleagă din punct de vedere juridic, dar e foarte important să-l ai de partea ta, să lucrăm împreună. Pentru că sunt persoane, nu știu, ca în orice profesie, probabil ajungi la un anumit nivel în care ți se pare că nimeni nu mai are ceva nou să-ți transmită. Deții adevărul absolut și n-ai nevoie de ajutorul nimănui. Și dar voi, nu e așa, e o greșeală. Voi și lucrați cu niște clienți de la cel mai înalt nivel al societății, oameni care au condus poate o țară, un guvern, un minister, companii care au cifre de afaceri de miliarde. Să știi că în fața problemelor cam toți sunt la fel. În momentul în care conștientizează că e adevărat, la un moment dat, să spunem, au fost foarte sus, dar Dumnezeu acum se confruntă cu legea, oameni. E cel mai important să realizeze asta de la început. Pentru că atunci și comunicarea noastră cu ei e mult mai eficientă. Suntem parteneri cu clienții noștri și cred că asta ne și apropie foarte mult de ei și am ajuns aici unde am ajuns. Avem pe ecran o poză cu Cristian și domnul președinte Klaus Iohannis. Dacă vrei să ne explici puțin fotografia, poate privitorii noștri sunt interesați. Da, sunt momente plăcute din cariera profesională, dar totodată vreau să precizez că poate la început am avut noroc în viață să întâlnim clienți care după o poziție socială ridicată și-au pus destinele mâinile noastre. Fiind dar foarte ulterior, tineri, erați foarte tineri la momentul respectiv. Așa este, dar ulterior se pare că, pe lângă noroc, am confirmat faptul că o muncă asiduă, 16 uneori, 18 ore pe zi, dau rezultatele așteptate de clienți. Acea imagine alături de domnul președinte Iohannis este la Curtea Constituțională când a fost investit de către această instituție după finalizarea alegerilor și este al doilea președinte la care am avut onoarea să particip și să strâng mâna când a câștigat un mandat de președinte al României. De fapt, situația s-a întâmplat de 3 ori, de 2 ori cu domnul fost președinte Traian Băsescu, eu fiind și membru în Biroul Electoral Central, și odată cu actualul președinte Klaus Werner Iohannis. Ce te-a atras la partea asta cu zona electorală? Că pare destul de diferită de zona penală. Pentru o diversitate sau te preocupă politica mai mult? Am început în 1992 când am fost membru, reprezentant într-o secție de votare din partea LADO și Pro-Democrația. Din acel moment am prins așa un drag de partea electorală, dezvoltat până la urmă într-o a plecare către demnitatea publică de a participa în momentele decisive când se schimbă destinul unei țări. Și vă fac și o mărturisire în direct, sunt, cred că, singurul din lume care a participat în toate etapele unui ciclu electoral. Membru într-o secție de comună, membru într-o secție de oraș, membru într-o secție de județ, membru în sectorul 4 în cadrul electoral, membru în Biroul Electoral de Municipiul București și, cred că, 14 birouri electorale centrale. Deci e o premieră mondială? Eu n-am mai întâlnit pe nimeni. Am avut ocazia, în urmă, cu 2 ani de zile, să particip la un schimb de experiență în Germania, unde mai erau alte 5 persoane din alte 5 colțuri ale lumii, care aveau o experiență până la 3 birouri electorale centrale și un birou, cum se spune la noi, județean. Dar niciunul timp de aproape 26 de ani continuă în toate aceste etape. Și foarte tânăr. Îi mulțumesc Dumnezeu că am avut noroc în viață. Eliza, sunt niște filme celebre despre avocați. Avocatul diavolului, ați fost și voi comparați așa ca o metaforă cu filmul ăsta cumva, firma, mai sunt și altele. Oamenii urmăresc cu foarte mult interes, cu pasiune ce se întâmplă. Cât e ficțiune, cât e realitate din ce vedem în filmele americane cu ceea ce se întâmplă în realitate în domeniul tău? Din păcate pentru noi, sistemul de drept american este foarte diferit de ce se întâmplă în România. În general, atunci când privim un film american care are, să spunem, în centrul lui derularea unui proces, ne-am obișnuit să vedem acei jurați.
Acolo, practic, decizia o ia omul obișnuit, convocat în cadrul acestui juriu. Judecătorul, până la urmă, stabilește doar cuantumul unei pedepse. Nu ți ascund că mi-ar fi plăcut ca și în România să avem un asemenea sistem de drept, pentru că... Ar fi mai obiectiv? Nu neapărat. Hai să spunem că este cu duș întors. La noi întreaga decizie și întreaga putere este concentrată în mâinile unui judecător. Acolo vorbim despre om obișnuit, pus față în față cu probleme civile sau penale și decizia practic o ia ad hoc într-o adunare cu niște oameni pe care nu i-a cunoscut niciodată în viața lui. Și atunci tu, ca și avocat, ai posibilitatea să-ți demonstrezi abilitățile de a convinge. Poate nu atât cu argumente juridice sau strict juridice, cât folosindu-te de exemplu astfel încât să-l convingi pe omul ăla, chiar dacă are un nivel de pregătire medie, să-l convingi că omul pe care l-aperi e nevinovat. Și atunci, din punct de vedere profesional, ai o satisfacție mult mai mare. Sistemul nostru nu se bazează pe așa ceva. Noi trebuie să convingem un judecător și de regulă, evident, face apel la aceste argumente juridice. Nu spun că nu este ofertant pentru noi ca și avocați, pentru că ne place ce facem și de fiecare dată ne dorim să-ți îmbunătățești pledoaria, să aduci argumente în plus, să-ți faci analize. Trebuia să vorbesc mai mult, trebuia să merg într-o anumită direcție. Este important să nu te plafonezi și să-ți dorești de fiecare dată ceva mai mult. Eu când am intrat în profesia asta, mi-am făcut o listă cu vreo 10 avocați pe care i-am văzut eu în sală pledând. Femei, bărbați deopotrivă, în penal. Și mi-am dorit așa, mi-am pus o dorință și am zis, în 10 ani de zile de acum încolo, vreau câte ceva de la fiecare. Ce ai reușit? Sunt subiectivă. Am reușit ce mi-am propus până acum. Se poate și mai bine. Am ajuns în punctul în care mă compar eu cu mine cum eram eu acum 2 ani și acum știu că sunt mai bună. Poate că nu sunt neapărat mulțumită de ce fac azi și peste 10 ani o voi face mult mai bine. Totodată îmi place că suntem noi model pentru alții. Avem o grămadă de studenți, de tineri avocați care ne sună, care ne roagă să îi luăm în sală, să vadă un proces, să înțeleagă, să cunoască oameni importanți și dosare de renume. Cum spuneai și tu, asta e iară o satisfacție. Eu cel puțin mă simt foarte bine atunci când văd că ești un exemplu pentru cineva și a găsit, mă regăsesc și eu în ei acum 12 ani de zile când mi-am dorit să ajung, ți-am zis, câte puțin din fiecare. N-am ales unul singur și să spun vreau să fiu ca X, nu. Vreau să fiu ca X atunci când vorbește în fața unui judecător. Vreau să am tăria să-mi susțin argumentele până la capăt, vreau să fiu stăpână pe mine și tot așa. Cristian, cu câți bani aș putea să cumpăr telefonul tău? Înțeleg substratul acestei întrebări, că nu se referă la aparat. Informația din telefonul meu nu poate fi cumpărată. Mă refer la faptul că sunt atât de mulți clienți de cel mai înalt nivel și atâtea contacte, atâtea oameni din societate care probabil sunt listați în telefonul tău. Unii dintre ei, oameni nu foarte iubiți în societate, mai ales în zona politică, este foarte multă polarizare și oamenii sunt admirați de unii, mai degrabă dezaprobați de alții. Este greu într-un fel să lucrezi cu astfel de oameni, mai ales unii care sunt considerați așa inamicul public al statului? Da, pentru o confidență, ultima dată când am verificat telefonul, erau în jur de 5.000 de contacte. Wow. Totodată, fiecare om are un comportament aparte, dar să știți că în domeniul unei acuzații penale și îl schimbă datorită solicitărilor noastre de a deveni un membru al echipei. Nu putem întări echipa decât cu un efort considerabil din partea clientului. Oamenii, să știți că depun efort mare pentru a înțelege uneori acuzații greu de explicat chiar de către acuzatori. De aceea, legislația actuală suferă mult din punct de vedere al clarității, a previziunii și ați observat și dumneavoastră că... Se dau decizii diferite pe aceleași spețe, adică nu există o unitate, nu? Așa este. Noi nu avem precedentul judiciar ca fiind obligatoriu în cadrul jurisprudenței naționale, astfel încât să fie un izvor de drept. Nu, pur și simplu, uneori pe aceeași situație faptică poți obține
cel puțin două soluții și mai ales divergente. De aceea, pe fiecare situație trebuie să vii, să faci diferite apărări, astfel încât să convingi judecătorul că acuzația nu este fundamentată sau respectiv acuzația nu este temeinică sau uneori este chiar hilară din punct de vedere al neîntrunirii condițiilor probatorii. Nu sunt probe care să dovedească acuzația în sine. Dar această luptă din instanță n-a făcut altceva decât să ne dezvolte, să ne determine să îmbunătățim strategiile de apărare și în plus să ne crească ceea ce pe noi ne ține în viață, pasiunea pentru această profesie. Întâlniți oamenii într-o situație foarte vulnerabilă, oameni foarte puternici, de multe ori în viață, în societate, care sunt puși, viața le este întoarsă cu sus în jos, sunt puși în fața unor acuzații foarte grave, câteodată sunt arestați și voi trebuie să fiți factorul de liniște, de echilibru, care să ajutați omul ăla să ajungă la o linie. Cum faceți lucrul ăsta? Știi că de multe ori e un lucru pozitiv atunci când vezi o persoană pe care o considerai și era puternică, vezi că are și slăbiciuni. Asta înseamnă că e om, pentru că de obicei când întrebai tu cum lucrezi cu personalități, la fel, în momentul în care ajunge la noi în birou, e clar că deja are o problemă și, să spunem, conștientizează ce îi se întâmplă și faptul că îl vezi vulnerabil îl face mai uman. Evident, pasul următor este să-l întărești. Dar latura asta umană, pe care, din păcate, suferința o scoate la suprafață de fiecare dată, e importantă și te ajută și pe tine să comunici. Elimină bariera aia pe care o pui deseori atunci când vezi un om important în stat, vine în fața ta și nu știi din ce parte să-l abordezi. Dar în momentul în care vine la noi, bariera aia e căzută. Zidul care poate ne despărțea sau nu, n-am de unde să știu, e deja dărâmat. Și atunci încep și îl vezi pe el ca om, dezbrăcat, să spunem, de haina aia pe care ne îmbrăcăm cu toții când ieșim pe ușa afară și ne îndreptăm în fiecare unde are treaba. E ca un camarad pe un front, într-un tranșeu, alături de celălalt camarad și încearcă să rezolve o situație grea de viață, nu? Da, și viața ta e de fapt în mâinile celuilalt, cel puțin în cazul e important să nu te lupți cu clientul, e important să nu duci lupta asta și cu el, să-l faci să conștientizeze că are o problemă și trebuie să se schimbe. Asta e prima barieră de care trebuie să treci. Am văzut să nu existe nicio limită. Aruncanță așa în societate, care e adevărat, nu știu dacă lucru cu voi, că era de notorietate publică, l-am văzut de multe ori pe Cristian apărând alături de clientul pe care îl reprezenta și mulți clienți sunt cunoscuți de la televizor, dar am văzut cel puțin un client care era foarte arogant, ieșind un om cu totul schimbat, părea cu totul alt om. Nu știu dacă îl schimbaserăți voi în consultanță sau îl schimbase perioada de arest, că ieșise dintr-un arest, dar era efectiv un alt om. Da, sunt mai multe personalități care în spațiu public erau vulcanice, iar ulterior au conștientizat că, într-adevăr, în interesul propriei cauze, este mult mai bine să abordăm o strategie moderată, un comportament adecvat interesului juridic și nu interesului politic sau interesului social de moment. Dar mulți dau năvală la televizor. Voi sfătuiți clienții în domeniul ăsta? Nu, asta vreau să spun, că noi nu suntem genul de avocați care să ne susținem cauzele clienților pe care îi apărăm, să le susținem public. Și asta îi sfătuim și pe ei, pentru că până la urmă nu știu cât de mult ajutor îți poate oferi, pentru că ziceai și tu la început, mulți dintre acești oameni poate că nu sunt iubiți și nu se bucură de așa o largă susținere socială. Și atunci un plan 2... Cunoaște un singur caz de persoană pentru care România a făcut revoluție cu ghilimele de gauși în stradă și nu era o situație juridică, mă rog, era o situație politică, să-i spun, sau administrativă, dar în rest n-a ieșit pentru nimeni lumea în stradă să apere. Nu, exact. Și cel mai bine e să rămâi în planul 2. Să-ți rezolvi problemele acolo unde cu adevărat ele trebuie rezolvate, adică în instanță, și să te îndepărtezi din ce în ce mai mult din atenția opiniei publice, pe de o parte pentru propria ta imagine, care oricum este destul de vulnerabilă și riști chiar, dacă să spunem, demersul e încununat de succes, imaginea îți va rămâne profund afectată și mulți ani de acum încolo,
Și noi suntem în general, și eu și el, suntem extrem de moderați și n-am încercat niciodată să transpunem așa la televizor sau în spațiu public cazurile celor pe care îi reprezentăm, și ăsta e sfatul pe care îl dăm și lor de fiecare dată. Desigur, în măsura în care se poate, pentru că nu poți să obligi pe cineva și nici nu suntem genul care să îi impunem să bați cu pumnul în masă. De mâine nu mai ești la televizor și nu mai spui nimic. Dar ați avut clienți pe care i-ați refuzat sau din apărarea cărora v-ați retras pentru că considerați că nu vă respectă strategia și nu o să ducă la rezultatul corespunzător? Am avut 3 clienți în aceste 2 decenii de profesie. Deci puțin, trebuie să facă ceva grav ca să renunțați la un client. Da, 3 clienți, iar și din respect al confidențialității față de aceștia nu vom da numele, dar nu au înțeles să își învețe să studieze dosarul și astfel aveam o vulnerabilitate din punct de vedere al apărării. Nu aveam cunoștință de toate situațiile faptice, nu puteam să oferim acea apărare pe care o doream la standarde înalte, iar prin acest refuz singuri și-au semnat rezilierea contractului cu noi. Îmi amintesc așa, ca să fac o mică glumă, o paralelă din a cunoaște bine clientul, o doamnă care activa ca și consultant politic de nivel înalt și fusese și politician, ne spunea la un curs de comunicare publică faptul că atunci când în particular întâlnește un candidat pe care trebuie să-l consilieze să câștige ceva, îi spune: domne, spune câte amante ai, câte nu știu ce, spune-ne acum să ne aflăm în ziare, să știm să putem să gestionăm treaba, să nu ne trezim cu un cartof în brațe. Și unii erau aroganți, cum să spun eu să nu știu ce. E important să știți totul despre client. E ca și cum te-ai duce la medic și încerci să spui că te doare ceva, dar ori ți-e rușine, ori nu vrei să-i spui tot și atunci îl lași pe omul ăla să ghicească. La fel se întâmplă și în profesia noastră. Noi lucrăm cu informații. Dacă nu există sinceritate totală între client și avocat, apărarea e deja vulnerabilă. Și riști ca informații importante să-ți scape și să le afle acuzarea, de exemplu, și din nou ești vulnerabil. Și poate nu neapărat din orgoliu profesional, să spunem, am renunțat la un client, ci în primul rând pentru faptul că simți că nu l-ai putea apăra așa cum trebuie să o faci și ai acea nemulțumire. Și încerci să explici că este foarte important să conștientizeze că sinceritatea este necesară pentru apărarea lui, nu neapărat pentru faptul că ne dorim noi să știm toate lucrurile pe care le-a făcut acea persoană, pentru că au fost de-a lungul acestor ani informații pe care poate nu ne-am fi dorit niciodată să le aflăm, desigur protejate de secretul confidențialității. Dar e important ca ei să conștientizeze. Sunteți și un fel de duhovnici în felul ăsta? O, da. Da, suntem uneori... Plâng oamenii la voi? La început plâng, dar la sfârșit, după o muncă considerabilă, învață din nou să zâmbească, să râdă, să-și refacă destinul afectat de o acuzație penală. Dar totodată, ca o picanterie a acestei profesii, să știți că la avocat se destăinuie mai mult decât la doctor. Poate uneori depășește și confidența față de un preot. Știm uneori și de informații atât de intime încât celălalt partener din viață, soția sau soțul, nu are cunoștință. Știm uneori și de amantele respective care ar putea avea legătură cu cauza în sine. Toate aceste informații nu fac altceva decât să protejeze foarte mult viitorul cauzei în care este implicat clientul. Îmi amintesc că, povestind finalul de la filmul Firma cu Tom Cruise, care spunea: imaginați-vă că sunt un vapor care am o încărcătură și vaporul e pe mare și nu va ajunge niciodată la țărmă. Acea încărcătură este doar în mine și atât. Da, și acea încărcătură este bine depozitată în rafturile uitării. Foarte frumos spus, foarte frumos. Putem să ne dezvoltăm. De multe ori trebuie să mergiți în medii pe care noi, ca oameni obișnuiți, le numim sordide sau, în orice caz, trebuie să mergeți la procuratură, la închisoare câteodată, să vorbiți cu niște medii dure.
Cum manageriați lucrul ăsta? Vă afectează? O să-ți fac din nou comparația cu medicul. Te afectează la prima, te afectează la a doua, după care devine o rutină. E ca și cum l-ai întrebat pe un chirurg după a 100-a operație, mai leșind când vezi sânge. Pentru noi, să spunem că sunt lucruri obișnuite pe care le vedem în fiecare zi. Mai greu este nu neapărat să-i obișnuiești pe oameni cu asta, că nimeni nu-și dorește să-l obișnuiască cu viziunea unui procuror sau cu pușcăria, dar să conștientizeze că sunt lucruri trecătoare, că până la urmă nimic nu e veșnic decât moartea și să-ți împărtășești experiența ta cu cuvinte alese și astfel încât să-i dai o siguranță că și dacă va ajunge pentru un timp mai lung sau mai scurt acolo, în final urmează și lucruri bune și viața nu se termină aici. Și cel mai important e sfatul pe care îl dăm tuturor, este sănătatea în primul rând, și psihică și fizică, și să conștientizezi mereu că după fiecare lucru rău care ți se întâmplă, obligatoriu va urma și ceva bun. Voi până la urmă sunteți în sprijinul drepturilor omului și ale fiecărui cetățean și apărați șansele cu cele mai bune strategii pe care le puteți folosi. Eu am fost întotdeauna de partea legii și să trăim într-o societate guvernată de lege. Dar am văzut în spațiu public și oameni care au făcut arest preventiv luni de zile, poate și jumătate de an, și să se dovedească că acuzațiile respective n-au stat în picioare sau au fost foarte, foarte subțiri. Cum ajungem ca societate la un echilibru în care să domnească legea pe de-o parte, dar și viața omului să fie respectată, demnitatea lui, drepturile omului? Da, trebuie treptat, ar trebui să conștientizăm faptul că am trecut dintr-o extremă într-alta. Eu cam așa văd în societate, uitându-mă în ultimii 20 de ani. Așa este. Ne-a plăcut foarte mult extremele și mai ales extremele sociale în raport cu extremele juridice sau folosind mecanisme juridice. Ar trebui să nu mai reacționăm cu un interes atât de mare public când vedem că o personalitate este acuzată. Trebuie să dăm în continuare acea încredere că persoana respectivă, deși pusă sub calitatea de suspect sau inculpată de către o autoritate a statului, este prezumată nevinovată până când o hotărâre judecătorească definitivă stabilește sau nu. Sau am putea cere cu totul altceva. În momentul în care blamăm atât de ușor la o primă acuzație, la fel să ne cerem cu aceeași tărie iertare publică sau scuze publice în momentul când persoana respectivă primește achitarea dată de către o instanță în mod definitiv. Mai ales că anumite chestiuni nu se mai poate repara nimeni. Ce s-a întâmplat cu viața ta, anumite pierderi pe care le-ai avut. Sunt oameni care își pierd soțul, soția, divorțează, se destramă cupluri, se destramă familii, își pierd afacerea, profesia. Aici vreau să vă spun un lucru. Profesia de avocat nu faci o oră, două, trei. O faci 24 de ore din 24, mai ales în cadrul domeniului penal. De ce spun acest lucru? În situația în care primești un telefon dimineața la ora 6 când începe o percheziție, de la acel moment te aștepți ca persoana în sine adusă în fața procurorului sau polițistului să poată obține o, sper la o măsură preventivă cea mai ușoară, un control judiciar sau fără nicio măsură, sau să lasă cu o reținere. În momentul când s-a lăsat cu reținerea persoanei, din acel moment s-a schimbat liniștea atât a sa, cât și a membrilor familiei, a rudelor. Avocatul, după ce termină în fața procurorului, trebuie să meargă ulterior în fața judecătorului, să ducă lupta în spațiul juridic, în sala de judecată. După ce s-a terminat și a rămas în pronunțare judecător, avocatul nu pleacă acasă. Avocatul trebuie să meargă, să liniștească familia, să explice care sunt procedurile pe viitor, să aștepte cu aceeași tensiune soluția, pentru că și el suferă uneori nedreptatea alături de client, sau disproporția unei măsuri în raport cu acuzația, și după ce termină cu această muncă, hrănită cu pasiune, că nu poți face altfel această profesie, mergi spre casă.
Când mergi spre casă, gândurile tale sunt tot la client sau la clienți. Când ajungi acasă, la noi problema nu se mai pune, că discutăm poate uneori telepatic și primim soluțiile verbal unul de la celălalt. Și când te pui în pat, te întreb dacă ai adoptat cea mai bună strategie astfel încât să aibă clientul cel mai bun rezultat. A doua zi te trezești chiar cu gândul la ce poți să faci și ce să citești în plus, astfel încât să aduci cât mai multe argumente, să convingi un judecător, să convingi un procuror, să nu continui cu o acuzație atât de gravă, ci să analizeze foarte bine probele, să iau cu tot o altă măsură. Și așa continuă zi de zi viața unui avocat de penal. Uite, o să-ți împărtășesc așa o confidență povestită de un prieten al tău. Pentru că ai 5.000 de numere de telefon în telefon sau peste 5.000, probabil ești atât de solicitat de atâtea cazuri și... Amândoi suntem solicitați, că uneori s-a întâmplat ca oamenii să ne apeleze pe fiecare, numai să ne prindă pe amândoi să obțină o informație cât mai bună pentru problema sa. Dar știu că datorită încărcăturii te sună și întrebi, ești la pușcărie? Nu. Ei, atunci te sun eu când pot. E turnesolul, nu? Nu, sunt situații în care oamenii sună într-adevăr și noi prioritizăm. Nu, treaba așa, e urgență? Urgență pentru noi înseamnă mandat de reținere, arestare. Dacă dimineața la ora 6 sună telefonul, amândoi spunem în același timp, percheziție. Că n-are cine să sune la ora aia. Ați avut și prieteni care au devenit clienți și cum e să lucrezi cu un prieten pe care îl știi de 10 ani, de 20 de ani și dintr-o dată e într-o astfel de situație de viață? Haideți să vă spun altceva mai frumos. Avem atât de mulți clienți încât toți ne-au devenit prieteni. Acesta este marele bagaj al nostru. Aceasta este averea noastră. Mulțumirea aceea că de sărbători primești mii de mesaje și ești recompensat cu acea emoție ce te determină să continui cu demență această profesie. Da, avem și situațiile invers. Am avut și prieteni care au fost acuzați, care au fost reținuți, care au fost arestați, dar care au înțeles foarte bine același mecanism, că luptând alături de noi, implicându-se, rezultatele bune au venit. Este o profesie, o meserie bănoasă din punctul ăsta de vedere? Sunt recompensele financiare pe măsura efortului? Pot cei care ne privesc și visează la o carieră în domeniul dreptului să se gândească că vor avea un stil de viață mai frumos, mai plin de lucrurile prospere ale vieții, să spunem? Aduce și satisfacții financiare, dar mereu le explic celor mai tineri că nu vin toate odată și nu vin... Câți ani v-au luat ca să începe să aveți niște onorarii realmente substanțiale? Noi lucrăm împreună de 12 ani, destul de mult. Astăzi, de exemplu, un avocat stagiar are, să spunem, pretenții exagerate. Eu când le spun că atunci când am intrat în profesie mi s-a oferit niște sume pentru care acum, nu știu, mulți s-a ridicat din sprânceană și probabil că ar ieși pe ușa afară, sunt foarte mirați, dar nu trebuie să pornești așa la drum, nu trebuie să te faci avocat ca să câștigi mulți bani, pentru că nu ăsta trebuie să fie scopul primordial. E adevărat că toți prestăm o muncă și ne dorim să și câștigăm din asta. Dacă se poate să câștigi foarte bine, este minunat. Dacă și place și faci cu pasiune munca din care tu câștigi foarte bine, atunci este ideal. Și încerc să le spun că da, dacă faci ce-ți place, dacă faci bine, ai și satisfacțiile financiare. Vin odată pe măsură ce crești. Te ajută în profesie să ai un statut financiar puternic, în vreun fel? Îți dă o liniște. Îți dă o liniște a aspectului financiar, al materialității, dar te determină să rămâi același avocat, prieten și om între oameni. De ce spun acest lucru? Că indiferent unde am ajuns din punct de vedere al profesiei, chiar dacă am ajuns la un anumit nivel dorit de foarte mulți, știm să facem în continuare și acele cauze pro bono.
Și asta e foarte frumos. Cu cea mai mare plăcere și să știți că... În ce tip de cazuri vă implicați pro bono? Care ar fi criteriile după care le selectați? E ceva așa emoțional, ceva la care rezonați? Uite, înainte de toate o să spun așa, acum mai mulți ani ne-am propus un lucru și am zis... Ne dorim ca la un moment dat să facem profesia asta fără niciun ban, pentru că ne place ce facem și să ajungem financiar la un nivel în care chiar să nu mai conteze și să o faci pur și simplu pro bono, adică numai asta. Asta e cea mai mare dorință și, așa cum spunea și el, avem foarte multe cazuri, nu sunt mediatizate, nici nu ne lăudăm cu asta, criterii. Sunt N criterii. Evident, în primul rând, situația materială a celui care te roagă. Cazuri speciale, fiecare caz are particularitățile lui și dacă simți că persoana respectivă chiar are nevoie de un sprijin, că nimeni, nu știu, toată lumea îi întoarce spatele. Au fost și cazuri în care, să spunem, oameni care poate își permiteau să plătească un avocat, nimeni n-a vrut să intre și au venit spunându-ne... De teamă? Sunteți care singurii avocat... care ați avut curaj să intrați în acest dosar și vă mulțumesc pentru asta. Sunt oameni care... poate nu-și permit decât un avocat din oficiu, dar cazurile lor și situația lor și viața lor te impresionează foarte mult și atunci alegi să faci asta pentru că satisfacția e mult mai mare. Mulțumirea pe care o vezi în privirea acelui om nu se compară cu niciun ban. Un caz unic în istoria juridică până la acest moment este cel în care ne-am implicat pro bono. Este vorba de primul și unicul caz de cleptomanie din istoria juridică românească. Foarte interesant. Am scris în viața la curte acum câteva luni. Un om care a venit la o vârstă fragedă, de fapt a venit soția, a avut 7 condamnări anterioare, iar furtul pentru ultima dată când a fost prins, era vorba, se furase 30 de lei, 3 bagnote, roșii. Aplicarea aceasta către profesie ne-a determinat să verificăm cazierul juridic și mai ales cazierul faptic, nu doar condamnările. Și acolo am constatat că furturile anterioare erau numai către acele bagnote roșii. Și, spre norocul acestui domn, când a fost prins în public, a încercat să fure acei bani, un jandarm a consemnat atât de bine ceea ce a văzut, încât a scris că l-am văzut cum a luat banii din buzunarul doamnei, s-a uitat la ei, a râs și i-a aruncat. Deci nu era era atras de culoarea roșie a banilor, că până la urmă era o boală care a și fost constatată de Institutul de Medicină Legală. Chiar era o afecțiune. Și ca să vedeți cum este soarta, când bine faci, uneori publicitate primești. În aceea zi apăram pe acest domn sub denumirea primul cleptoman al României și în aceea zi apăram și pe primul om al României, președintele din acel moment, Traian Băsescu. Da, într-adevăr. Deci, fără primul pas către a fi om, către a face bine și viața vine către tine și îți mulțumește în felul în care nu te gândești. Dar să știți că este exclus să faci avocatură în penal fără să rămâi om. Trebuie să rămâi om pentru a înțelege clientul care este tot om. În caz contrar, nu poți să pledezi astfel încât să ai un rezultat bun și să convingi un judecător și un procuror că orice sancțiune trebuie dată numai atunci când este probată, iar dacă nu este probată, nu aplicăm principiul iertăm, ci dimpotrivă, recunoaștem că este nevinovat și îl tratăm ca atare în continuare. Aș vrea pe finalul de emisiune, fiindcă ne apropiem de final, să-mi spuneți ce apreciați cel mai mult la celălalt ca și avocat și ca și om. Eliza. Da, eu am învățat foarte multe de la el. Recunosc că dacă pentru ceva îi mulțumesc și chiar astăzi discutam despre lucrul ăsta, este că am devenit un om mult mai cumpătat, mult mai calm, eram o persoană colerică, am învățat să-mi stăpânesc emoțiile foarte bine, nu mă refer,
nu neapărat o lipsă de reacție, dar o stăpânire de sine mult mai mare, care te ajută. Am învățat că poți să stingi un conflict, sau cea mai ușoară cale de a stinge un conflict este aceasta de a avea o mare stăpânire de sine și de rezultate. Ce m-a mai învățat el, un lucru pentru care îi mulțumesc, este să nu renunț. Indiferent de câte piedici ți se pun, nu renunți, mergi până la capăt. Au fost momente în viață în care poate am crezut că nu pot să fac un anumit lucru, poate am crezut că, nu știu, să spunem, sunt limitată într-un anumit domeniu. Dar el are o nebunie din asta, mereu crede că se poate. Nu se poate, o să reușești, o să ajungi până la sfârșit, o să vezi că se poate. Și îți dă încredere lucrul ăsta și pur și simplu crede în oameni și crede că în fiecare dintre noi există o latură pozitivă și orice ai încerca este imposibil să nu reușești. Asta este cea mai mare calitate a lui, și umană și profesională, că ai nevoie de ea în ambele domenii. Cristian. Să încep cu partea profesională. Am apreciat inteligența de care de dovadă și mai ales clipirea de moment în sălile de judecată. Formulând uneori... acea intuiție feminină care se simte... Putem să-i spunem intuiție feminină, putem să-i spunem har divin, putem să-i spunem în orice fel. Dar au fost momente când te-a uimit, nu? Numai că ea are acest lucru. Are o inteligență nativă, dezvoltată continuu în profesie, cu rezultate deosebite. Din punct de vedere uman, nu pot decât să îi mulțumesc toată viața pentru extraordinara iubire și pentru cele două minuni pe care le avem acasă. O fată de 8 ani și un copil de 5 ani. Vreți să vă calce pe urme sau... Nu, eu aș vrea să ne depășească, ca să mă bucur și eu de acel sentiment extraordinar. Pentru că aveți acest blazon, este deja un blazon, Ene Corbeanu, pe care îl puteți lăsa și generații viitoare, nu? Așa cum este numele Țiriac sau alte nume. Nu, niciodată părinții nu ne-au spus, mie cel puțin, deși uite că am ales același domeniu, nu mi-au spus... te faci judecător, procuror sau avocat. Puteam să fiu medic sau profesor, nu știu, am făcut muzică 10 ani, puteam să cânt. Eu cred că, sau vreau să cred că nu suntem genul de părinți care să îi îndreptăm pe ei spre un drum pe care ni-l dorim noi. Sau să facă ei ce n-am reușit noi. Ce ori vrea să facă, suntem acolo să-i ajutăm. Da. Pentru că aveți aceste valori umane, spirituale, dincolo de tot succesul pe care l-ați dobândit, este și dovada că sunteți împreună pentru prima dată într-un platou de televiziune, într-o televiziune la început de drum, când probabil că ați primit multe invitații de la televiziuni cu blazon foarte puternic și cu foarte multă forță mediatică, dar ați optat pentru a da curs aceste invitații, probabil dintr-un considerent de prietenie sau al unor valori umane. Și asta spune foarte mult, ca o declarație în direct, pentru care vă sunt foarte recunoscător. Și ne-am simțit foarte bine, să știi. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi. Și noi vă mulțumim. Și sunt convins că telespectatorii noștri au avut foarte multe de învățat de la voi. Vă mai aștept cu drag pe fiecare în parte, împreună, când se vor alinia stelele și se va putea. Mulțumim. La revedere, o seară bună. O seară bună.